Bun găsit, prieteni! Chiar dacă vara s-a terminat, subiectul transferurilor încă nu a fost consumat de tot. În episodul de astăzi vedem ce mișcări importante s-au produs pe Mercato după încheierea oficială a ferestrei de transferuri. Regulile unor ligi permit cluburilor să înregistreze jucători noi chiar și după deadline, în cazul în care aceștia vin din postură de free agent. Iar alte ligi, evident, dincolo de top 5, încă mai permit transferurile pe bani, datorită regulilor unice acceptate de respectivele ligi. Graham Potter a fost prezentat oficial ca noul antrenor al lui Chelsea. Tehnicianul englez de 47 de ani l-a înlocuit pe banca aristocraților pe Thomas Tuchel. Demis după înfrângerea cu 1-0 în fața lui Dinamo Zagreb în prima etapă din grupele Ligii Campionilor. Sunt foarte mândru și entuziasmat că o voi reprezenta pe Chelsea, acest club fantastic. Sunt foarte încântat în ceea ce privește colaborarea cu noua conducere a lui Chelsea și abia aștept să îi întâlnesc și să lucrez cu grupul de jucători, pentru a dezvolta o echipă și o cultură de care fanii să fie mândri, a spus Potter în primul interviu de la numirea în funcție. Graham Potter le-a cerut fanilor lui Brighton să-l ierte pentru că a părăsit clubul. Au fost 3 ani minunați cu o echipă care mi-a schimbat viața, dar acum trebuie să-mi iau rămas bun de la voi toți care ați făcut din perioada mea la Brighton o poveste încântătoare. După primele 6 etape, Potter a clasat-o pe Brighton pe locul 4 în Premier League. Graham Potter debuta ca antrenor la o echipă din ligile inferioare ale Angliei, dar o părăsea pentru că aceasta intra în insolvență. Apoi, între 2011 și 2017, a lucrat cu o echipă din Suedia, pe care a adus-o timp de 2 ani din Liga 3-a în Liga 1, iar în ultimul sezon acolo cucerea Cupa Suediei, plecând imediat la Swansea, de unde un an mai târziu ajungea la Brighton. De partea cealaltă, Thomas Tuchel s-a arătat dezamăgit de decizia boșilor lui Chelsea. Speram să rămân aici pentru mai mulți ani. Mă simțeam ca acasă. Desigur, istoria clubului vorbește de la sine și greșelile nu se iartă, dar să nu uităm că există și factorul omenesc, a declarat neamțul care a adus pe Stamford Bridge trofeul Champions League și cel din Supercupa Europei, dar a fost demis la prima criză. Conducerea lui Chelsea, prin intermediul presei engleze, a justificat acest gest prin acuzații la adresa lui Tuchel, precum că acesta ar fi contaminat atmosfera din vestiar și utiliza în teren doar jucători pe care îi simpatiza din punct de vedere personal. Din aceste motive, Rhys James ar fi jucat fundaș central, Raheem Sterling vârf, iar capitanul și legenda Cesar Azpilicueta a rămas blocat în ambuteiaj pe bancă. După 5 ani, rebelul Diego Costa revine în Premier League. Atacantul iberic cu origini braziliene a semnat cu Wolverhampton, echipă care avea nevoie de o alternativă urgentă în linia de atac, după ce proaspăta achiziție Sasha Kalajic, adus de la Stuttgart pe 18 milioane de euro, a suferit o ruptură a ligamentelor. Suntem absolut încântați să-i urăm bun venit lui Diego Costa la Wolves și înapoi în Premier League. Campion autentic, cu o experiență bogată la cel mai înalt nivel, Diego va aduce ceva unic în vestiarul nostru și pe teren. Așteptăm cu nerăbdare impactul lui în acest sezon, a declarat președintele de la Wolverhampton. Diego Costa, care în curând va face 34 de ani, a semnat cu Lupii din Premier League un contract valabil pentru un singur sezon. Costa a venit liber de contract. Ultima oară acesta a evoluat la Atletico Mineiro în Brazilia, alături de care a câștigat campionatul. Ibericul s-a despărțit de Mineiro în luna ianuarie, iar de atunci nu a jucat fotbal. Repetând situația de după plecarea de la Chelsea, când a stat la fel jumătate de an departe de stadion. Și Lori Iscariu produce o revenire spectaculoasă în Premier League. Antologic pentru un singur meci, golkeeperul neamț a semnat cu Newcastle o înțelegere valabilă până în ianuarie. Iscariu era liber de contract după expirarea acordului cu Liverpool la finalul sezonului anterior, iar accidentarea gravă pe care a suferit-o portarul de rezervă de la Newcastle, Carl Darlow, l-a forțat pe antrenorul Eddie Howe să demareze negocieri urgente cu Lori Iscariu. Se așteaptă ca Darlow să fie scos din cărți până în noiembrie, așa că neamțul are la dispoziție câteva luni pentru a-i convinge pe boșii lui Newcastle că merită o prelungire a contractului. Până la finalul sezonului,
punct stabilit în înțelegerea finalizată acum o zi. Portarul e considerat vinovat de două dintre golurile lui Real Madrid, care au doborât-o pe Liverpool în finala Ligii Campionilor din 2018, ulterior și-a pierdut locul pe Anfield, apoi trecând prin câteva perioade de împrumut destul de incerte, în Turcia la Beşiktaş și în Germania la Union Berlin. Încă un coleg cu nume pentru Rare și Lie. Nice l-a adus liber de contract pe Rose Barkley, care a rămas fără echipă după ce a expirat acordul cu Chelsea. Englezul de 28 de ani și-a făcut deja debutul la formația de pe Coasta de Azur, fiind la fel ca Rare și Lie introdus în teren spre finalul partidei cu Ajaxio, pe care Nice a câștigat-o cu 1-0. După meci, cei de la Nice și-au provocat fanii pe rețelele sociale să descrie prestația lui Barkley. A fost elegant, a scris cineva. Altul a spus că Barkley a adus multă mișcare și soluții și că o mentalitate engleză va face bine echipei. După un debut de campionat mai mult decât modest, Nice se redresează și avansează până pe locul 12. Rare și Lee a jucat în 6 partide la Nice în acest sezon, dar încă nu a ieșit în evidență. Dar sperăm că acest lucru se va produce cât mai curând. După un sezon anterior dezastruos pe care l-a încheiat pe 13, Galatasaray scapă de jucătorii inutili, inclusiv Cicâldeu și Moruțan, aducând nume sonore. După Mertens, Sergio Oliveira și Lucas Torreira, legitimați pe timp de vară, Galata mai aduce încă 5 jucători după expirarea perioadei de mercat. Mauro Icardi a fost împrumutat de la PSG pentru un sezon, dar francezii vor continua să-i achite o mare parte din salariul de 8 milioane de euro pe care acesta îl încasa pe Parc de France. Cotat la 22 de milioane de euro pe Transfermarkt, Icardi va fi cel mai scump jucător din lotul lui Galatasaray. Acum 4 toamne, vârful argentinian valora 100 de milioane. A venit și Juan Mata, liber de contract. Mijlocașul spaniol s-a despărțit în această vară de Manchester United, unde a petrecut 8 sezoane din carieră. Acordul dintre Mata și Galata va fi valabil pentru un singur sezon. Campionul mondial și campionul european a ajuns între timp la 34 de ani, iar retragerea lui din activitate poate veni chiar la finalul acestui sezon, mai ales că are cu siguranță multe de făcut după agățarea ghetelor în cui. Mata și-a dezvoltat în ultimii ani afacerea cu restaurante în Anglia. De asemenea, acesta are acțiuni la clubul spaniol Real Oviedo, alături de Santi Cazorla și fostul jucător de la Swansea, Miciu. Galatasaray l-a adus și pe talentatul atacant austriac de origine turcă, Yusuf Demir. Jucătorul de 19 ani a fost achiziționat de la Rapid Viena pentru 6 milioane de euro, iar contractul a fost semnat până în 2026. În sezonul anterior, Demir a fost împrumutat la Barcelona, unde a bifat 9 meciuri, inclusiv 3 în Liga Campionilor. Au mai venit la Galatasaray și internaționalul din Kosovo, Milot Rashica, precum și danezul Matthias Rose. Și-a găsit o echipă nouă după deadline și legenda lui Real Madrid, Marcelo. Fundașul stânga de 34 de ani a semnat cu Olympiacos pentru un sezon, dar cu opțiune pentru încă unul. 3 milioane de euro va încasa Marcelo la Pireu. Olympiacos joacă în grupele Ligii Europa, fiind repartizată în grupa G, alături de Karabakh, Freiburg și Nantes. Pentru un loc în primul 11 la noua sa echipă, legendarul fundaș stânga va trebui să concureze cu cel mai scump fotbalist din Republica Moldova, Oleg Rapciu, care a fost titular incontestabil în ultimul an și jumătate. În actualul sezon, moldoveanul a bifat 10 meciuri și în toate a fost integralist. Rapciuc are 24 de ani și valorează pe Transfermarkt 4 milioane de euro. În ultimul an, mai multe echipe din top 5 ligi și-au manifestat interesul față de Rapciuc, inclusiv Aston Villa sau Leeds United. Miralem Pjanic pleacă în Arabia, acolo unde va fi antrenat de Cosmin Oleroiu. Bosniacul a semnat cu Al Sharjah, liber de contract, pentru 2 sezoane. Pjanic nu a solicitat niciun ban din restul contractului avut cu Barcelona, care mai era valabil pentru încă 2 sezoane. Pjanic este noul decar al lui Oleroiu și chiar a marcat la meciul de debut. Imediat după care a anunțat că nu va juca contra Rusiei în cazul în care va fi convocat în echipa națională a Bosniei și Herțegovina pentru meciurile din această lună. Miralem Pjanic are 32 de ani.
În Arabia Saudită ar putea ajunge poate cel mai în formă jucător de la FCSB în momentul de față, Andrei Cordea. Mulțumirea mea după meciul cu West Ham a fost că Andrei Cordea a dat gol. Erau acolo doi oameni, le-am dat bilete în lojă, ei au oferit 3 milioane de euro, noi am cerut 10. Din Arabia erau, a declarat Becali la emisiunea Ora Exactă în Sport pe Pro Arena. Andrei Cordea a venit la FCSB în vara lui 2021 de la Academica Clinceni pentru suma de 50.000 de euro. În prezent, Cordea valorează pe Transfermarkt 1,2 milioane de euro. În primele 14 meciuri ale sezonului curent, mijlocașul de 23 de ani a scris 5 goluri și a livrat 2 pase decisive. Internaționalul algerian Bilel Omrani revine în România și semnează cu FCSB un contract valabil pentru un sezon. Atacantul de 29 de ani va avea un salariu de 20.000 de euro pe lună. Becali a anunțat că îl dorește pe Omrani încă de la începutul anului, când jucătorul intrase în ultimele 6 luni de contract cu CFR. Bilel Omrani putea ajunge la FCSB încă din 2018, însă un mare scandal cauzat de o semnătură falsă a făcut ca acesta să rămână la CFR. Apoi, după o ofertă actualizată pe condiții mai bune din partea clujenilor, atacantul a decis să rămână în Gruia. Omrani revine după o pauză de câteva luni în care a stat departe de meciuri oficiale. Cu câteva kilograme în plus, algerianul crescut de Marseille a fost surprins în lojă la meciul dintre FCSB și Voluntari, încheiat cu 1-1. În 2019, Bilel Omrani era desemnat cel mai bun jucător străin din campionatul României.